dată. Un gol înseamnă victorie pentru HM Constanța. Burice îi pasează lui Nicolae Timofte. Timofte își caută un coechipier în fața sa, apare Ghigu. Burice pentru Ceacevi. Incredibil. Se aruncă Montpellier în atac. Kaftičnik blocat, excelent de Burice. Sunt pe contraatac. Sadoviac pătrunde. Apără Carabue. Final. Este out însă pentru noi. Minge pentru HM Constanța. La o adică nici nu mai avem nevoie de gol. Dacă ține mingea în atac, mingea parată de Carabue s-a dus în plafonul sălii Romeo Iamandi din Buzău. Astfel este minge a constanțenilor. Avem șansa unui nou atac. Ce păcat că am ratat mai devreme. Poate că s-a pierdut cu firea cepleghii mai devreme, dar nu este nimic. Avem șanse să câștigăm împotriva lui Montpellier. Ultimul minut al întâlnirii. Nimeni pare că nu-și mai poate ține cumpătul. Mingea este a Constanței, care trebuie să o țină cât mai mult în atac, chiar dacă nu va înscrie. Burice va repune în joc. Constanța este la adăpostul a două goluri. Dimache trimis și el pe teren, un jucător tehnic, Alexandru Dimache. Primește acum Nicolae Burice, din nou Alexandru Dimache. Trebuie să ține mingea în atac. Florin Nicolae, dacă înscriem golul, înseamnă victorie pentru HM Constanța. Mingea este în continuare în posesia Constanței. Nicolae luat om la om. Amenințare de joc pasiv, atenție, trebuie să aruncăm. Burice! Câștigătoarea Ligii Campionilor din 2003, HM Constanța. Apărat Popescu, o secundă, gata! 37-33, este victoria Constanței împotriva lui Montpellier. O atmosferă incredibilă, nimeni nu ar fi crezut așa ceva. 4 goluri avans, HM Constanța învinge Montpellier. 37-33, scorul final, o bucurie extraordinară, un meci fantastic! Cine ar fi crezut HM să îngenuncheze în această seară campioana Franței Montpellier, o candidată la Final Four-ul Champions League? Montpellier cu 3 campioni mondiali în componență, între care cel mai bun jucător al lumii, Nicola Karabatic, Ghigu sau Carabue, este îngenunchiată astăzi la Buzău.